domnilor, bună dimineața! O ținem așa, dacă vreți, până în înserare, că noi o ținem cu bună dimineața. Cine a ales piesa? Eu! Păi da, dar e cu bună dimineața. Nu vrei? Ce? Hai să ne concentrăm puțin. Concentră. Bine că nu sunt răcit. Și de obicei, când nu ești răcit, faci așa? Da, să-ți arăt că nu sunt răcit, dar am nevoie de șervețel. Bun, explicăm care e legătura între ce faci tu acum și realitatea imediată. Adică... Realitatea imediată este să te bucuri pentru mine că a venit perioada asta virozelor. Să toată lumea e răcită. Pentru tine, că nu sunt eu răcit. Tu trebuie să te bucuri pentru mine că nu sunt răcit, deci practic dacă nu sunt răcit în perioada asta virozelor, puteam să-ți dau ție răceala, să te duci tu acasă, să-i dai mai și uite așa, făceam un cer vicios. Eu sunt sănătos, tu ești sănătos, deci nu suntem bolnavi. Am o veste pentru tine. Noi am trecut prin asta. Cine? Și Maia și eu. Am zăcut de boală. Da, da, ați zăcut în weekend. Ce treabă am? Avem un mesaj pentru tine, amândouă. Se ia. Aciu! Trebuie să-ți spun la urmă. Lasă, 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 lasă. Da, numai că la tine s-a dus boala. S-a dus, că ai fost în weekend, ai luat ceai. De mentă, de iasomie, de iasoție, de... Depinde de ce ai luat, de tei, de... mușețel de lavandă, de ce am, ai băut? Am senzația, am senzația că vrei să spui ceva ce m-ar ofensa, obișnuit și atunci palmezi informația. Nu, nu. Arăți foarte bine, ești în floritoare în această zi de octombrie. Da. Și cu ciucuraș, foaie verde de gulaș. Spune-mi bărbătește. Ți-ai tras și doi ciucuraș. Spune. Dă-i înainte. Hai. Să ce? Nu, care e? Foarte bine. Ascunde ceva. Bine? Ascultați-mă, știu ce spun. Ascunde ceva acest cetățean al patriei mele. No. Ce vrei să-mi spui, direct? Bărbătește. Hai! Ce? I can take this. Nu, îți arăt întâi emisiunea și după aia îți spun. Iancu, fratele lui Culiță Sterp, trăiește o poveste de dragoste imposibilă. Azi, Culiță, Iancu și femeia pe care o iubește vin împreună la Teo și ne spun despre ce este vorba. Așa, nu l-ați mai văzut niciodată pe Marian Ionescu de la Direcția 5. E la concert la operă? Da. Și cânti la pian? Da. Ura! Și Carmin cântă la chitară? Da. Ura! Azi, Marian Ionescu și fiul lui, în vârstă de 4 ani, ne arată ce pasiune comună au și cum își petrec timpul împreună. Ce ai zis? Te iubesc? Da. Elena Băsescu s-a despărțit de tatăl celui de-al treilea copil al ei. Soția lui Ilie Năstase, ținută de peste 10.000 de euro. După ce s-a despărțit de tatăl copilului ei, Ana Lesco este sexy gospodină. Andreea Raicu cină cu un bărbat necunoscut. Să fie noul ei iubit? Detalii mai târziu! Are doar 2 ani și a participat la peste 200 de spectacole. Fetița Vioricăi Macovei vine azi la Teo împreună cu mama și tatăl ei. De ce merge la evenimente la o vârstă atât de fragedă, aflăm azi. Ai avut vreo aventură de o singură noapte? Ai făcut vreodată dragoste în piscină? What? Care este cel mai periculos lucru pe care l-ai făcut vreodată? În timp ce recapitulam pe scurt emisiunea noastră de astăzi? Dacă tu asta numești scurt, să mă ierți. Dar ce, tu asta numești lung? Nu, numesc moderat. Aoleo! Dar ce s-a întâmplat, mi-a mor? Păi nu mai e cum era odată. Taci din gură. Da, la ce să cu tot cu duș. De la ce? Taci din gură. Da, faci dușulețul, te uiți la emisiune. Pisicuța mea, da, ce oricum, rămbare am o impresie tine. Bună despre tine. Îmi place cum gândești. Dacă tu asta îți spui scurt... Păi... Să mă ierți, am și uitat cu ce am început prezentarea. Adică, eu am rămas la Lescu. Când s-a lăsat Ana Lescu, acolo mi-e emisarul filmul. Adică n-am mai văzut ce păi a urmat. Păi da, numai că dacă Ana află că hedurile au fost scurte? Lungi, s-ar putea să nu ajungi. Și am mai luat și altele țeapă asta. Acum trecând peste... Da. Mi-a plăcut și Andreea Raicu. Adică din poală în poală. Adică Ana Lescu s-a lăsat
este bine în poală, ea stătea în poală, că așa a apărut. Eu repet ce mi s-a părut mie la începutul emisiunii. Am senzația că vrei să spui ceva sau vrei să... Vreau să fac ceva, nu să spun. Că de făcut, de spus am mai spus, de făcut n-am făcut. Ar fi frumos să spui și mie, pentru că totuși într-o frumoasă emisiune în direct în care ai partener, prezinți partener, bine ar fi ca și el... Cum ziceai cu răceala? Hachiu! Asta partenerul, e. Sănătate să trăiești, să știe ce ai de gând. Pentru că nici eu nu fac lucruri pe care să nu ți le spun dinainte. Achiu! Bă, dar ce-a venit, bă! Ia să ne aducem noi ai aminte, doamnelor și domnilor, dacă nu... ce se întâmpla ce în se această întâmpla? Emisiune. Da. Ce se întâmpla? Ce se întâmpla? Luni. Ce se întâmpla luni? Luni. Emisiuni de calitate? Acum, practic, două zile, trei. Da, ce se întâmpla? Ce se întâmpla? Ce se întâmpla? Erau niște colegi de-ai noștri, mai exact niște colege, da, în apartamentul cuiva. Da. Al cui? În cazul nostru, al tău. Bun. Eu știam. Trebuie să-ți explic ce nu, 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 nu. Eu știam. Nu, nu. Dar. Dar e frumos? Da. Pe... Nu. Îți spun de ce. Cum s-a întâmplat? Eu aveam cheile tale pe care tu mi le-ai dat mie ca să-ți hrănesc pisica, găina sau alte lucruri pe care le ții prin gospodărie în timp ce tu ești la emisiune. În momentul în care eu am început să sar precum iepurașul în platou, mie mi-au căzut cheile. Fetele au luat cheile, m-au întrebat dacă pot să te ducă la tine acasă și eu am zis că da, vorbim cu altcineva de fapt. Eu nu asta am vrut să fac. Știu asta, telespectator, pe scurt, s-a intrat în casa mea cu japca? Cu cheia. S-a intrat? Cu cheia s-a intrat. Fără ca eu să știu. Deci cheia asta mea cu totul altceva. A ajuns în posesia unor pisicuțe miau, miau, miau. Furat basca la stop. Și-au intrat în apartamentul miau, miau, încălțate. Miau. Au mai dat și cu frișcă. Savarina pe covor. Au băgat și prăjiturele peste tot. Deci astăzi eu zic că ar trebui să fii în aceea situație. Da, numai că eu am verificat de atunci ca toate rândurile mele de chei să fie la mine. Stai, și una la proprietar că stau cu chirie, că nu sunt ca tine. Da, dar tu mai ai o casă, nu doar aia. A dat noroc peste mine și nu știu. Lăsați că să vedem mai am eu casă ce se întâmplă în emisiunea asta. Au scris asta. Că am un apartament în Herăstrău, dar să mor de lam. Mai vedem. Asta că e momentul să afle oamenii și adevărata ta față. Adevărata față a lui Marian Ionescu nu este cea pe care noi o știm, aceea de cuceritor rocker. Nu. Nu. Menirea lui reală este aceea de părinte, de tată, care se joacă, nu-i așa, cu băiatul lui. Rățuștele mele. Bun, normal, aș zice care se joacă cu. Nu băgam, dar așa ca să evit cacofonia. Stau cu capul în apă. Nu pot, că mi se vede și... Ciucurelul, uite nu, aici. Nu, nu. Deci fără așa mi se vede și... Ciucurașii. Suprarenala, la asta, dreaptă. Păcat. Cât despre Marian Ionescu, lui nu-i se vede nimic. M-am gândit să încerc să învăț o nouă meserie și pentru asta am nevoie de ajutoare de nădejde. Așa că Marian Ionescu și fiul lui Andrei mă vor ajuta astăzi să învăț să pictez, dar cred că mă bazez mai mult pe Andrei. Andrei, ce faci acolo? Ce pictezi? Un castel. Un castel? Prințesa unde e? Și prințesa în castel? Nu. Nu este? Nu. Dar prințul este? Nu. Nici prinț n-are castelul? Nu-ți place microfonul? Nu. Te deranjăm? Nu. Intimidat de camera de luat vederi, Andrei primește un sfat cât se poate de sincer din partea tatălui său. Mai prietenos așa să nu fii ca mine. Are dreptate tati cu ce zice Andrei? Are. De unde a învățat Andrei să picteze? El în casă mă vede tot timpul pictând. Sunt îngrijorat pentru că inițial aș fi vrut să petrec mai mult timp cu el la pian, dar e la vârsta la care îi atrag mai greu atenția cu pianul și mai repede e atras de culori. N-am cum să nu te întreb, cum arată pereții voștri de acasă? Au rămas intact sau nu. Și-a pus amprent artistul? Avem o parte a casei unde putem picta și o folosim doar pe aceea. Deocamdată e ordine și disciplină în casă. Uite că descoperim și noi tempera, că noi nu avem tempera acasă și cât de ușor se lucrează. Dai voie să pictez și eu cu tine, Andrei? Nu. Uite, tati, cât talent are. Crezi că am și eu talent măcar pe jumătate? Nu. N-am talent.
M-am lămurit, deci cred că nu trebuie să încerc această meserie. Andrei nu-i dă colegei noastre nicio șansă, dar continuă să ne arate cât de priceput este el ca pictor. Mai vreau. Ce culoare? Verde. Cine te învață pe tine să pictezi? Tati. Tati? Da. Pictezi în fiecare zi cu tati? Da. Eu fac un cerc. Asta e o spirală. Ce face tati aici, Andrei? Pictează. Ce ți-ar plăcea să-l vezi făcând când o să fie el mare? În real aș începe cu fericit, dar cel mai mult și cel mai mult îmi doresc să urmeze o carieră de pianist, dacă se poate. Dacă nu... De ce tocmai pianist? Apoi, unde e? Că va fi foarte mare nevoie la, în direcția 5 de un pianist peste 10 ani. Câți ani ai tu, Andrei? 2 ani. 2 ani? Da. Și te duci la grădiniță? Da. Cum e la grădiniță? Frumos. Dacă la grădiniță este unul dintre cei mai cuminți copii, acasă își face de cap ori de câte ori rămâne doar cu tatălui. Este extrem de atras de culori și de pânze și așa că o întâmplare fericită cu final fericit a fost atunci când un tablou a fost gata și puțin neatent eu acolo, el a luat niște culori și a tras o tușă pe unul din tablourile care era gata și care trebuia să plece către o expoziție, numai că tușa a fost extrem de bine pusă acolo. Așa a rămas? Și a rămas acolo și finalul a fost fericit. Ce ai zis? Te iubesc? Da. Cât de des îți spune că te iubești? Aproape în fiecare zi, de multe ori în fiecare zi, și mie și opta. Și că vrea să cânte, îmi spune în fiecare zi, că vrea să vină la concert, că vrea să vină în turneu și că vrea să picteze. Și are față, nu are față de mongolez, așa, ia uitați-vă la el. Vii la concert? Vii și la repetiție? Vrei să cânti la pian? Și la chitară? Eu la chitară, tu la pian și Carmin la chitară. Vă gândiți să mai faceți un frățior sau o surioară, lui Andrei? Da, ne gândim să mai aibă o surioară. Vi la concert, la operă? Da. Și cânti la pian? Da. Ura! Și Carmin cântă la chitară? Da. Ura! Și eu la ce cânt? La pian. Și eu tot la pian, ura! După scurta joacă dintre Marian Ionescu și fiul său, mergem să vedem câteva dintre tablourile de suflet ale artistului. Acest tablou se numește Blue Fish și el stă pe un perete în camera lui Andrei. Tabloul ăsta este cel pe care îl iubesc cel mai mult și se numește Cosmic Girl. Este fantezia mea despre cum se naște chipul unei fete. M-am gândit că o fată este asemenea lunii, cea de pe cer, și că are o parte cosmică asta cu jumătate de lună. Cum se împacă viața de artist cu cea de tată de copil de 3 ani, cu cea de soț? Păi, din experiența mea de artist, Am transpus în familia noastră, îți trebuie răbdare, tact, abilitate. Cum reușești să faci încât să mai ai și răbdare după ce fii obosit de la concerte? Bănuiesc că dimineața Andrei te ia de bun. Da, dar nu sunt niciodată atât de obosit încât să nu pot face, să nu pot picta sau să nu pot studia. Dacă ai avea acum o baghetă magică, la ce ai folosit-o? Ce ai schimbat cu ea? Despre familie, poate că mai facem un copil. Ai vrea să am doi băieți și o fată. L-am pe Andrei, pe Carmin și poate că mai apare o fată. Până își va mări familia cu o fetiță, Marian Ionescu și fiul lui și-au expus tablourile la Art Safari și vor sta acolo zilnic până pe 6 octombrie. La revedere! La revedere!